Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Suntem aici între bistrițeni, foarte mulți bistrițeni și foarte mulți clujeni. Astăzi lansăm o carte cu totul și cu totul specială. E o carte care, după părerea mea, readuce în actualitate o temă. Cei mai mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, dezbătută prin anii 90, foarte bine dezbătută, despre intelectualii îmbisericiți, intelectualii și biserica. Și această temă a fost scoasă, sigur, pe tapet atunci foarte mult de un scriitor, un publicist, un intelectual îmbisericit, să spunem așa, Dan Ciachir. Sigur, el mergea pe un model puțin mai vechi, un model care nu este altul decât Nae Ionescu. Ne aducem aminte de Cronica Ortodoxă a lui Nae Ionescu, de Cronica Ortodoxă a lui Dan Ciachir. Și iată acum Gelu Buta resuscită această temă, această problematică, să spun așa, intelectualii și biserica, dar mai mult decât atât, intelectualii îmbisericiți. Acum, sigur, știm cu toții, știm din amintirile noastre, știm din atunci când participăm la un botez la biserică, că fiecare dintre noi suntem botezați și, sigur, instantaneu suntem și îmbisericiți. Deci toți suntem de aici și îmbisericiți. Numai că, iată, există intelectuali speciali, cu totul aparte, care sunt îmbisericiți, adică care cunosc foarte bine, să spun așa, ceea ce produce biserica ca valoare, nu numai ca valoare spirituală, dar ca valoare, ca valoare duhovnicească, dar ca valoare culturală. Și acești intelectuali sunt foarte apropiați de biserică, sunt într-un fel misionari ai bisericii. Dacă ar fi aici, ar trebui să ne gândim la rugul aprins, la intelectuali din rugul aprins, care au fost cu adevărat misionari ai bisericii, mărturisitori ai bisericii. Sigur, aș putea să mă gândesc mai departe la Dinu Pilat, de pildă, nu-i așa? Putem să-l considerăm pe Dinu Pilat un mărturisitor? Putem să-l considerăm. Putem să-l considerăm un intelectual îmbisericit? Sigur. Acum, sigur, nu Gelu Buta nu-i cuprinde pe toți intelectualii îmbisericiți, dar el dă niște exemple. El merge pe niște exemple pe care le cunoaștem foarte bine și un exemplu ar fi, să spunem așa, Mircea Vulcănescu. Dar, sigur, sunt o mulțime de intelectuali care participă la viața bisericii, care sunt reprezentanți, să spunem așa, pentru biserica drept maritoare. Este important ceea ce face Mircea Gelu Buta, pentru că, iată, el reușește să ne aducă în față, nu numai, să spunem așa, intelectualii îmbisericiți, arhicunoscuți, arhiștiuți. De pildă vorbește aici la un moment dat despre eseurile medicului Ion Vian, o prezență foarte importantă în cultura românească, dar o prezență tot așa mărturisitoare. Ne vorbește aici despre rugul aprins, v-am spus mai înainte, despre, iată, și un politician îmbisericit. Sigur, asta poate să nască și polemici și discuții. E vorba de Petru Groza. Ne vorbește despre Alice Voinescu. Iată, un intelectual puternic al bisericii și jurnalul ei mărturisește foarte mult despre credința ei și despre biserica pe care, să spunem așa, a slujit-o și cultural, dar nu numai, despre Ion Barbu, un suflet mai degrabă religios, despre George Enescu. Și exemplele sunt foarte multe. Sigur că această carte poate să nască și polemici, însă acești intelectuali există. Putem vorbi atât despre un intelectual îmbisericit care este prezent aici cu noi la masă, Adrian Popescu.
e un intelectual în bisericit, e un mărturisor, un mărturisitor al credinței, e un scriitor de mare forță, un poet, un eseist, un romancier, nu-i așa, un prozator. Deci există foarte, foarte mulți intelectuali care au acest, nu numai acest dialog cu biserica, dar sunt pur și simplu mărturisitori. Eu am spus acest cuvânt, așa să spunem scurt, la începutul acestei lansări. O să dau cuvântul celorlalți care sigur vor spune mult mai multe și, să spun așa, vor sublinia mult mai bine importanța acestei cărți. Îl felicit pe Mircea Gelu Buta și sunt sigur că această carte apărută la o editură de prestigiu, la Fundația Anastasia, însemnează foarte mult pentru cultura românească, pentru cultura teologică românească în deosebi. Îl rog pe părinte.